Iar acum Sofia Obade ne va prezenta știrile utilitare. Sofia, ai legătura. Bună dimineața, Stella! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Astăzi riscăm să rămânem fără energie electrică din cauza unor lucrări planificate ale Red Union Fenosa. Dacă locuiți în sectoarele Ciocana, Botanica, Râșcani, Centru sau Buiucani, veți fi deconectați de la rețea până la ora 19. Atenție la câteva din adrese. Blocurile de locuit de pe străzile Vârnav, de la numărul 10 până la numărul 14, Grenoble 159-4, 159-5, 159-6, Tudor Strișca 2, Vasile Alexandrii 8, Cuza Vodă 26-1, Vadului Vodă 144, 145 și 146, Miron Costin 18, bisericii de la numărul 1 până la numărul 19. Și locuitorii orașului Sângeradar și cei din comunele Ghidighici, Trușeni, Cruzești, Bubuieci și Grătiești vor rămâne fără curent. Iar în țară, energia electrică va fi deconectată în satele din 17 raioane ale Republicii: Leova, Strășeni, Telenești, Ialoveni, Comrat și altele, așa că grijă mare la electrocasnice. Iar pe bulevardul Grigore Vieru continuă lucrările de reparație a carosabilului, astfel încât șoferii nu vor putea să circule pe această stradă. Traficul rutier va fi suspendat între orele 9 și 21. Se interzice staționarea transportului particular pe strada Cosmonauților și bulevardul Grigore Vieru, iar circulația transportului public va fi organizată conform unor trasee speciale. Lista completă a acestora o puteți găsi pe site-ul primăriei Chișinău. Conducătorii auto care traversează zona sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră amplasată temporar. Acestea au fost informațiile, Stella.